Începând de ieri, reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj au pornit o campanie de informare a fermierilor cu privire la fondurile destinate schemelor și măsurilor de plată pentru anul 2016, precum și modalitatea de accesare a acestora. De astăzi a fost deschisă și perioada de primire a cererilor unice de plată. Începând de astăzi, 1 martie, și până la termenul limită de 16 mai, se derulează campania de depunere a cererilor la centrele județene și centrele locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Perioada de primire a cererilor se va derula începând cu 1 martie și până la data de 16 mai. Fermierii care nu vor depune până la această dată cererile riscă penalități. Fermierii care nu vor reuși să depună în această perioadă de 2 luni și jumătate mai au posibilitatea pentru încă 25 de zile lucrătoare să-și depună până la termenul de 10 iunie, campanie, cererea unică, dar cu penalități de 1% pe zi de întârziere. Anul acesta, condițiile de depunere a acestor cereri a fost simplificată. Că, practic, începând cu 2016, pentru crescătorii de animale, nu mai e necesară să vină cu adeverința de la medicul veterinar de liberă practică, la medicul veterinar concesionar, în care să facă dovada că animalele sunt cuprinse în programul național de prevenire, eradicare și combaterea bolilor animale și cu transmisie la om. Pentru că se știe că exploatațiile din România sunt cuprinse în acest program național. În Gorj sunt așteptați peste 23.000 de fermieri să-și depună actele necesare pentru obținerea ajutoarelor bănești oferite de APIA Gorj.